A venit! Fetele se vor bucura! Ce stau eu aici? Alex pe casă! Fetele, veniți făcuța încoace! Stați, stați! Ce s-a întâmplat? Fetele, a venit! A venit? L-am așteptat cu nerăbdare! Pe cine? Mai pe scurt, fetele, veți avea un nou animal de companie! Animal de companie? Iuhu, da! Stai, tati, dar unde el este? În această cutie? Da, fetelor, este în această cutie și acuși Vilaret. Acesta este Biții. Dar unde e animaluțul? El este aici, în interior. Are o mulțime de surprize. Acum vă arăt pe fiecare. Pentru a putea să ne jucăm cu acest animalos, trebuie să scoatem stickerul de aici. Partea aceasta este cu senzori. Acum veți înțelege totul, pentru că jocul îți dă indicații singur. Dar să le deschidem. Deschidem. Da. Asta cum ai nitezit sau l-am îngheat? Acum ne arată că trebuie să dau în stânga și în dreapta, uite așa. Și-a s-a picat! Eu fac în anii! Acum trebuie să apăs așa. A, nu, uite așa. Aha. Acum așa. Cum se rățește? Dar pentru el a fost ca un joc. În sus? Așa. Da. Da, el a sărit, da? Să ce-a făcut? Da. Acum trebuie să dăm așa. Să mănânce. Să se. El mănâncă. Gata. Cățelușul nostru nu are nume. Să-l lăsăm cu numele Biții sau îi punem un nume nou, al nostru. El e un crișor, ca teniu. Cookie! Foarte fain! Vouă, dacă vă place numele acesta, scrieți în comentarii. Ne place numele Cookie! Să scrieți variantele voastre, cum voi l-ați fi numit pe acest cățeluș. Ok? Melissa, poți să încerci și tu. Bravo, în sus, brusc. Bravo. Într-o parte. El este fericit și te iubește. Uneori s-ar putea ca să nu funcționeze atunci când voi glisați pe această bară. Pentru că atunci când noi glisăm încet, nu funcționează. Sau prea repede, nu funcționează. Sau pe jumătate de bară. De asemenea,
Trebuie să glisăm un pic mai repejor și pe toată bara. Fetelor, și ce să nu este tot, cutioara aceasta este plină de surprize. Cu cât mai mult ai grijă de animaluțul tău, îl hrănești, te joci cu el, îl pui să doarmă și îi oferi toată dragostea ta, cu atât mai mult el crește și se transformă într-un animaluț adult, apoi se transformă într-o super biție. Wow! Ia priviți, Cookie al nostru este deja adult, fiindcă noi am jucat un pic cu el și el a crescut. Hai să-l hrănim ca să fie super biție. Cookie, tu ești super biție! Iuhu! Ia priviți ce haină are. Ui, o, cadou? Apasă? Oh! Ce-i asta? Nu, no, păi, încă nu. Nu? Haideți să vedem ce animaluț nou noi am deblocat. Deci? Aici. Deci? Haide. Ce asta? Ce iasă? Măricel! O măricel! Care mănâncă un piepeni verde. Salut! Vrei să-i mângâi? Hai să-l hrănim iarle. Da. El s-a mâncat. Nu știu. Dar el e foarte drăguț. Cu cât mai mult timp petreci cu animaluțul tău și oferi dragostea ta, cu atât mai multe animaluțe din colecție deblochez. Sunt 15 animaluțe în colecție, cum ar fi pisicuța, unicornul, peștișorul și altele. Sunt foarte drăguțe. În această colecție sunt animaluțe simple, rare și legendare. Inclusiv sunt și multe jocuri super biții. Fiindcă Cookie al nostru a crescut și acum este super biții, la noi s-a activat un joc. Haideți să ne jucăm în el. Deci noi trebuie să zburăm și să nu ne lovim în alte lucruri. A? A, sus, 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 sus. Când animaluțele noastre au nevoie de ceva, noi primim mesaj sau notificări. Cățelușul nostru plânge și el are nevoie de ajutorul nostru. Pentru aceasta trebuie să apăsăm așa, încă o dată, tot el plânge. Pentru aceasta, ca să strângem, trebuie glisăm o dată, două ori, trei ori. Am strâns după el. Așa. Și gata, s-a aruncat la gunoi. Cățelușul nostru este fericit din nou. Nu avem încă un mesaj de la pisicuță. Haideți să vedem ce ea vrea. Oh, ea tot a pus la baie. Micuța. Oh, miroase urât. Ce urmează? Ce vrea? Gata! Să fie aruncat la gunoi! Și pisicuța noastră este fericită. Da. Și fiindcă vă zbrau, putem să o hrănim cu un pahar de lapte. Puteți să vă întrebați, de unde avem pisicuța? Pur și simplu, cățelușul, pisicuța și iepurașul sunt animaluțe de bază și tu le-ai deodată în colecția ta. Dar noi avem 4 animaluțe, fiindcă noi am deblocat și adicelul. Avem 5 mesaj! Serios? Ce acolo? Pisicuța este trist. Trebuie să o mângâiem. Micuță. Încă o dată. Avem mesaj de la Aricel. El tot a făcut. Micuță.
ce ochișor de făcut. Iar musculiță ce e. Aceste animale mereu vreau ceva. Trebuie mereu să ai grijă de ele. Pisicuța noastră tot vrea ceva. Îi trebuie un pic de dragoste de la noi. Gata. Crește! Crește! Îi place când cineva o mângâie. Vreți să vă arătăm cum arată iepurașul? Haideți să vă arăt. Intrăm aici. Da. Ce soiul de... Și? Hop! Iată și iepurașul. Mănâncă un morcov. Mesaj de la pisicuță. Probabil vrea să mănânce. Nu, eu vreau să doarmă. Trebuie să o legănăm. Haideți să vă arăt meniul acestui joc. Aici este unde noi hrănim. De exemplu, noi hrănim pisicuță, da? Aici este inimioara care, după cum vedeți, este pe jumătate plină. Dacă se umple pe deplin, atunci el trece la următoarea etapă. Adică la adult și apoi la super bici. Aici sunt setările pe care acum le arăt. Aici este borcanașul nostru cu noile animăluțe pe care noi putem să le deschidem. Aici este căsuța cu colecția noastră de animale. Și așa am ajuns la animăluț. Și după cum am spus, haideți să vă arăt setările. Fetelor, fiți și voi atente ca să știți cum puteți să setați acest joc. Apăsăm aici. Aici se setează sunetul. Dacă apăsăm, acum este silențios. Apoi este încet. Aici mediu. Și aici tare. Ok. Aici dacă vrem să resetăm tot jocul nostru biții și să revenim la început, aici noi putem să setăm cum va fi aranjată imaginea pe acest ecran. Ținem apăsat aici în mijloc. O, vedem, da? Ecranul. Dacă apăsăm în dreapta, pe dreapta va fi mai sus. Dacă apăsăm aici în stânga, coboară mai jos. Uite așa, am revenit înapoi și dacă vrem să ieșim la meniul precedent, apăsăm aici. Și apoi suntem iarăși la animăluță. Această jucărie este alimentată de 3 baterii care se pun aici în spatele cutioarei. Și aveți nevoie pentru aceasta de o șurubelniță. Și aici în spate este un QR code cu ajutorul căruia puteți să descărcați o aplicație. Dar pe această aplicație vă lăsăm să o descoperiți singuri. Vreau să vă spun și vouă, fiindor, și vouă celor care ne vizionați, că înainte de a schimba bateriile, asigurați-vă că cutioara este închisă. Altfel, riscați să pierdeți toate nemăluțile și toate jocurile deblocate. Fiindor, vreau să vă întreb pe voi, vouă, v-a plăcut această jucărie? Da! De companie. Dar 15! Dar mine m-a făcut totul! Vă lăsăm un link în descriere prin care puteți să procurați această jucărie cu 10% discount. Like, subscribe and share for you! Noi vă zicem I love you! Da! Pa, pa!